5.500 de euro pensie specială, atât va primi lunar de la stat Gabriela Scutea, fost procuror general. Fostul magistrat s-a pensionat la doar 50 de ani după 24 de ani de carieră în Ministerul Public din România. Președintele Klaus Iohannis a semnat azi decretul cu privire la eliberarea din funcția Gabrielei Scutea și transformarea acesteia într-un pensionar de lux. Fostul procuror general al României, Gabriela Scutea, s-a pensionat. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru eliberarea din funcția mai multor magistrați ca urmare a pensionării acestora, printre care se numără și Gabriela Scutea, care este acum procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, având gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Fostul procuror general al României va încasa lunar suma de 5.500 de euro pensie specială. Asta în contextul în care țara noastră riscă să piardă 3,1 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, reforma pensiilor speciale fiind jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență pe care România nu reușește să-l îndeplinească. Pensiile speciale costă statul român în jur de 12 miliarde de lei anual. La finalul lunii iulie, numărul pensiilor de serviciu era de 10.310. Dintre acestea, mai mult de jumătate, adică 5.309, erau ale procurorilor și judecătorilor. Pensia medie în acest caz este de 21.583 de lei, potrivit datelor publice. Gabriela Scutea, în vârstă de 50 de ani, a fost numită procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 20 februarie 2020, unde a avut funcție de conducere până în primăvara acestui an. Aceasta s-a înscris în luna februarie acestui an în cursa pentru un nou mandat de 3 ani la șefia parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, însă competiția a fost câștigată de Alex Florența, care din 30 martie a devenit noul procuror general al României. Anterior numirii în funcție de procuror general, Scutea a ocupat poziții de conducere și de execuție la nivelul tuturor gradelor de jurisdicție, având o activitate de 24 de ani în cadrul Ministerului Public din România. În perioada 2013-2016, în calitate de ministru consilier la reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, Gabriela Scutea a reprezentat Ministerul Justiției în relația cu organismele Comisiei Europene, pe aspecte referitoare la îndeplinirea condiționalităților stabilite în cadrul mecanismului de cooperare și verificare privind reforma sistemului judiciar și lupta anticorupție. Din această poziție a contribuit inclusiv la gestionarea unor dosare în sfera dreptului penal și cooperării judiciare aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene. În perioada 2010-2012, Gabriela Scutea a participat la reuniunile Forumului Consultativ al Procurorilor Generali din statele membre UE, în cadrul cărora au fost discutate elemente de fundamentare pentru viitoarele inițiative strategice, inclusiv parchetul european. În anul 2012 a activat în cadrul grupului de lucru al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care a pregătit opinia numărul 7, Managementul Resurselor Serviciilor de Parchet.